Banii în plic la nuntă sunt o regulă deja imprimată în subconștientul colectiv. Fiecare invitație la nuntă este însoțită de această cutumă nescrisă, dar veche de când lumea. Totuși, iată ce mare rușine au pățit-o tineri. Majoritatea tinerilor căsătoriți consideră că cel mai bun cadou la nuntă sunt banii și că aceștia îi pot folosi pentru a cumpăra ceea ce au nevoie cu adevărat sau într-un mod inteligent. Astfel, un cuplu a decis să le spună invitaților înainte de nuntă că ar fi bine să le aducă drept cadou plicuri cu bani. În plus, au și explicat invitaților de ce cred ei că banii sunt cel mai bun cadou pentru nuntă. Cu banii ăia putem plăti un restaurant, un costum, putem să închiriem rochia de mireasă, dar cu electrocasnicele nu avem ce să facem decât să le vindem, pentru că noi am mobilat și utilat casa de mult timp, au spus mirii. Cu toate acestea, atitudinea lor a înfuriat multe rude, inclusiv prietenii, cărora le-a venit o idee să le aducă plicuri goale la nuntă. După cum au spus invitații, chiar la intrare, era o cutie unde cei prezenți ar fi trebuit să pună plicurile cu bani. Mirele și mireasa stăteau lângă ea, așteptând ca invitații să fie fotografiați. Cei doi au urmărit cu atenție cine a introdus plicul și cine a adus cadou. Au fost o mulțime de invitați cu plicuri, a spus o vecină de-a mirii, și totul ar fi fost ideal și tinerii căsătoriți ar fi fost mulțumiți și și-ar fi realizat planurile dacă chiar ar fi fost bani în toate acele plicuri. După petrecere însă, invitații au povestit înțelegerea dintre ei cu plicurile goale. Mai exact, au introdus în cutia special amenajată plicuri în care au pus bucăți de hârtie pe care scria 100 de euro și 50 de euro cu pixul. A doua zi dimineață, după nuntă, tinerii căsătoriți au avut parte de o mare surpriză când au deschis plicurile. Cel puțin 20 de plicuri erau goale sau cu bucăți de hârtie în ele. Au venit, au mâncat și au băut, au adus hârtii. Ce rușine, șopteau cei care au aflat pățania celor doi. Cheltuielile petrecerii au fost suportate de miri, care evident nu au mai putut pleca în călătoria pe care plănuiau să o facă, a povestit un vecin al tinerilor proaspăt căsătoriți.